Expozițiile de carte nu par foarte importante, însă nu-i deloc așa, iar biblioteca nu va renunța la ele. Dincolo de promovarea colecțiilor, de transmiterea de mesaje, de reevaluarea unor opere, expozițiile de carte joacă uneori un rol de grație. Oferă cititorilor ocazia să descopere cărți sau scriitori despre care habar nu aveau că există și care se pot dovedi extrem de importanți pentru ei. Dintre mulții aniversați ai lunii ianuarie 2022, am ales pentru vitrinele noastre de expoziții patru. Ion Luca Caragiale, Petru Creția, Umberto Eco și Virginia Woolf. Petru Creția s-a născut la Cluj la 21 ianuarie 1927. A urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din București, specializarea limbi clasice. După absolvire, a rămas în facultate ca asistent, apoi lector de filologie greacă. Din 1971 se mută la Institutul de Filozofie din cadrul Academiei Române și, mai important, începe coordonarea, alături de Constantin Noica, a extraordinarelor traduceri din opera lui Platon. În 1975 este dat afară, din motive politice, din Institutul de Filozofie și ajunge la Muzeul Literaturii Române, unde se apucă de o altă treabă deosebită. Editează, împreună cu Dimitrie Vatamaniuc, ediția națională a operei lui Mihai Eminescu. Petru Creția a publicat traduceri, nu doar din greaca veche, ci și din franceză și engleză, dar și cărți de eseuri, volume de versuri, studii asupra marii culturi universale. A participat la protestul social anticomunist din piața Universității, din primăvara lui 1990, fiind unul dintre ultimii care a luat cuvântul din celebrul balcon al Facultății de Geologie și unul dintre cei căutați, prinși și bătuți cu sălbăticie de mineri. S-a stins din viață la 14 aprilie 1997, în plin elan creator. L-a iubit pe Eminescu și a ținut să împărtășească experiența editării scrierilor lui în testamentul unui eminescolog. Iată aici cartea. Cartea a apărută postum, prezentă și ea, desigur, în expoziția noastră. Unul dintre autorii traduși de Petru Creția este Virginia Woolf, pe care o sărbătorim de asemenea. Scriitoare engleză, de la a cărei naștere se împlinesc în acest ianuarie, pe 25 mai exact, 140 de ani. Este recunoscută drept unul dintre cei mai inovativi scriitori din secolul trecut. Tehnica fluxului de conștiință folosită de ea, permițându-i să facă ceva cu totul deosebit, să exploreze viețile interioare ale personajelor. Cele mai cunoscute cărți ale ei sunt romanele Valurile, Spre Far, Doamna Dalloway, Orlando, dar ea a scris și eseuri foarte apreciate de istoria artei, de teorie literară, texte biografice și minunate scrisori. Dacă ar fi trăit, Umberto Eco ar fi împlinit 90 de ani. S-a născut la 5 ianuarie 1932 într-un orășel din nordul Italiei. Și-a luat licența în filozofie medievală la Universitatea din Torino, apoi doctoratul cu o teză despre estetica Sfântului Toma d'Aquino. A publicat studii de istorie și artă medievală, lucrări de semiotică și de critică literară, dar și cărți pentru copii. În 1978, ceva s-a schimbat în viața lui, spre bucuria imensă a noastră, a cititorilor. Un prieten l-a îmboldit să scrie un roman, iar Umberto s-a pus pe treabă. A ieșit un soi de carte polițistă, un roman plin de mister și de referiri savuroase la religie, istorie, literatură, politică, filozofie. Un roman ca niciunul, ce a devenit rapid bestseller internațional. Titlul lui? Numele Trandafirului. Pentru expoziția noastră, am ales chiar prima ediție în limba română.
apărută la editura Dacia din Cluj, în traducerea lui Florin Chirițescu, în 1984. Faima cărții a crescut încă și mai mult, în 1986, odată cu ecranizarea ei de către Jean-Jacques Annaud, cu Sean Connery în rolul principal. De acum și prozator, Umberto Eco a continuat să scrie romane apreciate de publică și critică, toate traduse și la noi. Pendulul lui Foucault, Insula din ziua de ieri, Cimitirul din Praga, Misterioasa flacără a reginei Loana. Umberto Eco a fost și un pasionat colecționar de cărți și un iubitor al bibliotecilor. Chiar moartea sa a comparat-o cu distrugerea unei biblioteci. Moartea, ce risipă, scria el. 10 ani cheltuiți pentru a construi o experiență, după care se azvârle totul. E ca și cum ai arde biblioteca din Alexandria, ai distruge Louvre-ul, ai face să se scufunde în mare prea frumoasa, prea bogata și prea înțeleaptă Atlantida. Umberto Eco s-a stins la 19 februarie 2016. L-am lăsat la urmă pe Caragiale. Fiindcă știm multe despre el, atât de multe, încât ne întrebăm dacă mai e cazul să-l prezentăm pe Ion Luca Caragiale. Un foarte frumos răspuns la această întrebare l-a dat scriitoarea și profesoara Ioana Pârvulescu. Abia oamenii cei mai cunoscuți trebuie prezentați, spune ea, în mod surprinzător. Pentru că ei sunt acoperiți de o zgură de prejudecăți, de calomnii, de idei făcute de-a gata, de patimi, de pasiuni și mai ales de ceea ce servește gura lumii. De aceea, un om cunoscut trebuie cunoscut, trebuie recunoscut, trebuie regăsit. De la nașterea lui Ion Luca Caragiale se împlinesc pe 30 ianuarie 170 de ani. Dar eu mă opresc aici. Vă invit însă pe 28 ianuarie pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al bibliotecii noastre să audiați conferința Caragiale, contemporanul nostru, susținută de domnul profesor Angelo Mitchievici, director al Bibliotecii Județene Constanța.